Din primele date oferite de pompieri, de vină ar fi mirosul de diluant, substanța fiind impregnantă în pereții unui spațiu comercial de la parter aflat în renovare. Proprietarul a dat explicații despre substanța utilizată și împrejurările în care a folosit-o la amenajare. Am folosit exact cantitatea necesară pentru pereții cu fumul. Au fost geamurile închise? Geamurile au fost deschise pe tot parcursul zilei cât au lucrat băieții mei și după aceea au fost închise pentru siguranța spațiului la sfârșitul zilei. Și cum vă explicați ce s-a întâmplat? Nu știu ce să spun. Pur și simplu. El miroase, are un miros mai puternic, dar nu este prima oară când îl folosim. V-am spus, este un produs comercial. A fost folosit exact așa cum scrie în prospect. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș confirmă că au fost evacuate 30 de persoane din bloc, dintre care 11 copii și 20 de oameni din cazinoul din vecinătatea spațiului. Din discuțiile cu proprietarul, am constatat faptul că pereții au fost amorsați cu o substanță pe bază de diluant. Valorile înregistrate de aparatele noastre au înregistrat o valoare peste limita maximă admisă, limita fiind de 10, iar valoarea înregistrată fiind de 16 părți pe milion. Cazinoul situat la parterul blocului era comun cu peretele îmbibat cu diluant. Nu au fost victime, echipele medicale nu au intervenit pentru atacuri de panică, intoxicații sau alte probleme cauzate de mirosul de diluant.